Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cultura în Imagini. Iată că astăzi descoperim tainele Naiului, iar pentru acest lucru avem alături de noi un om deosebit cu o carieră impresionantă în acest domeniu. Alături de mine se află domnul profesor dr. Ștefan Popescu. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația în cadrul emisiunii noastre și pentru că doriți să ne împărtășiți puțin din cariera dumneavoastră. Bine ați venit în această clasă de nai, dar nu numai de nai, pentru că eu am foarte multe instrumente și pseudo-instrumente și creațiile mele. Trebuie să știe toată lumea că mai cântă și copii și alții în țara românească, dar măcar să spună că sunt creațiile mele. Mai uită câte unii. Asta o spun pe post ca să știe. Că au fost unii și la emisiunile astea de talente și unii spun, unii nu spun. Sunt creațiile mele și profesorii care sunt profesori acum, unde și fiul meu este aici de 19 ani, predă naiul, este Mitel Pasăre, care a fost elevul meu din clasa a 3-a, a 4-a. La fel i-am împărtășit și scrie în cartea mea instrumentele și pseudo-instrumentele pe care le-am creat. Eu măcar, ei spun la copii, dar măcar să știe copiii și toți că sunt creațiile mele, în special pseudo-instrumentele. Naiul cântă, vorbim de regele naiului de Gheorghe Zanfier. Dar eu mai împărtășesc și alte pseudo-instrumente, creațiile. Acum 40 de ani am cântat la o nuntă cu niște băieți, așa dimineața colegii mergeau să se culce și eu rămâneam cu ei că erau sticle de sticlă, nu erau de plastic cum a sunt acum. A fost ceva spontan în acel moment. Chiar, da, sigur, cântând la noi, am zis, ia să văd, eu nu pot să... Geanta o dusasem în cameră să și eu nu pot eu să cânt la sticlă. Și, deci, acum 40 de ani, de să știe toată lumea că e creația mea, nu că e creația mea, Cucu este creația mea, deci Cănuța, Ulciorul, Prosca am cântat acum, în prima audiție la Nextar. Aș vrea să-mi spuneți ce pseudo-instrumente le aveți împrumutate, să spunem așa, de la alții naiști. Niciun pseudo-instrument, toate sunt creațiile mele. Toate. Deci eu, Paiu, trebuie să spun, Paiu este, nu este creația mea, este un sat peste deal de mine, din comuna Busuchini. Pe această cale îi mulțumesc domnului primar că m-a făcut și cetățean de onoare, dar și eu, în timpul meu cât am fost director adjunct, am făcut pe toată Valea Maradii festivalul. I-am făcut festivalul Iustina Bolozeanu, o mare artistă pe timpul acela, era singura interpretă cu conservatorul Iustina Bolozeanu și toată lumea în țara românească cântă melodiile de nuntă ale lui Iustina Bolozeanu. Și ca să revin la Pai, în comuna Berlești, anul trecut în luna septembrie, am vorbit cu primarul și am făcut prima ediție Gheorghe Ciociu concurs. Pentru că era de 80 ceva de ani, mi-aduc aminte, când tatăl meu era mai mic, mergea cu mine peste deal, într-un sat Păinița, peste deal era Brzeiu, Lihuleștiu, și mi-a arătat că e cineva care cântă cu Pai. Cântam cu Fluierul eu deja. Câți ani aveți? Păi cred că aveam vreo 7-8-9 ani. Cam 6-7-8 ani mi-aduc aminte. Și deja cântați la Fluier. Cântam la Fluier la 6 ani. Am început la 10 ani, am luat dialog la distanță la Craiova. Cu Fluierul chiar cânt Ciocărlia cu Fluierul. Și ceea ce e foarte greu. La ora actuală cânt Ciocărlia și cred că e unicat. Cânt cu o cănuță, cu această cănuță Ciocărlia, cum e scris ea în la major, cu asta și mai cânt Ciocărlia cu o solniță. Deci ceea ce n-am cântat în prima audiție, am cântat acum, o să vedeți, pe 6 aprilie, cu solnița Ciocărlia și cu Fluierul. Am cântat alături de eleva mea, unde a intrat în finală, dar eu am cântat aparte. Petronela. Da, Petronela Brăsilă, dar nu, n-am fost, am cântat cu un mic în prima audiție și cu Golden Star-ul. Aș vrea să vă întreb referitor la mic. Când mi-ați spus anterior că ați cântat la mic, eu v-am întrebat ce este acela, pentru că nu m-am gândit nicio clipă că este vorba efectiv de mic. Da, mici. Deci micul aliment. Am fost la Paris acum o săptămână
cu colegii mei, cu o parte din ansamblu Maria Lătărețu, am avut toți un succes de mai pomeni la Târgul de Turism Mondial, împreună cu domnul manager, domnul director Alexandru Bratu. Și de acolo eu am venit cu avionul pentru că trebuia să merg producătorul, intra în Petronela în finală, la Nextar, și trebuia să vin să prezint că i-am promis lui Pepe în semifinală că voi cânta din Mici și din Golden Star. Și am demonstrat că am cântat cu formația care a venit acolo să acompanieze. Am cântat cu... Dar Micul nu, Micul să face la noi un mic, mai mare. Pentru că cei toți patru mici care mi-a dus le-am spus să facă, să plămădească Micul acolo unde se fac ei, pe grătar să-l plăgească mult mai bine, să facă ca în 3-4 mici. Și după aceea i-am dat gaură, l-am băgat în frigider pentru că trebuie să se suce bine și am cântat dintr-un mic și cu acel Golden Star. Golden Star-ul, cred că l-am și aici, dar nu cânt cu el ca să dea prima dată acolo. Am înțeles. Așa. Acesta este, mi l-au și... Ia uitați-l. L-au și... Da, aici. I-am găsit eu ceva ca să că nu oricine poate să cânte, deci în prima audiție. Deci cântați aproape la orice. La orice, poate. Da, am și zis acolo la orice gaură. Când le dau gaură în pseudo-instrumentele mele. Da, am înțeles. Că a fost și acolo, PPC, păi s-a auzit ceva acolo, păi am umezit acolo gaura sus, la mic, și a mers tonalitatea. Am început să râd, în sfârșit. Am fost și la... Apropo, să vorbesc despre Pai. Am făcut acest festival al Școlii Populare de Artă, dar în comuna Berlești, unde am fost președintele jurului. Un copil de la Crușeț deja cântă cu Pai, a luat premiul întâi. Și la ora actuală 10 ani. Și la ora actuală cântă cu Cavalul, este extraordinar, cred că printre cei din țară ai mei buni. Și pentru că și Cavalul este pe cale de dispariție. Cavalul eu vreau să-l... Și avem Gorjeni care mai cântă la el? Sunt doi. Unul l-am avut cel mai bun, Răducanu, și a murit săracul. A luat toate trofeele din țara românească. Festivalul internațional la Pitești, la Cluj, cu Caval. Cavalul are cel mai frumos ton. Am avut un spectacol aici cu cavalistul și fluierașul Gelu Voicu și a recunoscut, chiar l-a spus la microfon, că era venit la festivalul Maria Lătărețu, i-am arătat eu ceva, mi-a arătat domn profesor ceva acolo, îl țin minte toată viața, aia e bucuria. De exemplu, Gelu Voicu, care este la toate televiziunile, sigur meritele. Că da, sau Răzvan Popescu, care este acolo cu mine, uitați-l în fotografie cu marele naist al lumii. Îl cunoaștem și noi și, într-adevăr, este un elev, de fapt, a acum nu mai este elev. A fost șase ani, da, acum e student. Fost, da. Și mă întâlnesc cu el la o televiziune, acum la Prima TV, trebuie să o spun, la Cireașa după tort. Îl iau și pe el cu mine să demonstrăm cam ce copii au ieșit aici, de aici, din Gorj, pentru că în 1975 am fost profesor care am înființat clasa de nai și de fluier și pe această cale vârsta mea se duce în timp. Nu vreau să piară acest instrument, naiul și fluierul, acestea sunt instrumentele românilor. Naiul încovoiat, fluierul cu șase găuri și tulnicul din Ardeal, acestea sunt instrumentele românilor. În rest, toate sunt provenite. Tot. Revenind la Caval, aș vrea să-mi spuneți de ce nu merg tinerii spre acest instrument? Ce pot, nu știu, că eu asta vreau, că tradițiile să nu piară aceste instrumente. Am început cu orgile. Este mai ușor? Păi e foarte ușor, că ai clapă neagră, clapă albă, acum sunt dischete care apeși și cântă singură ca țambalul. Că și țambalul pe care dispariție. Țambalul l-am adus eu aici, țambalistul, pe Ferraru, Cristian, și n-aveam țambalist angajat al școlii, fiind director eu atunci adjunct. Am fost la România au talent
Și când ați participat dumneavoastră. Și când am participat, le-am întâlnit acolo eu cu fata de muzică ușoară. Le-am intrat în finală deja cu fata de muzică ușoară. Și atunci le-am întâlnit, i-am luat numărul de telefon, i-am luat adresa. Și ați creat o legătură. Și am creat o legătură și acum cântă cu mine și la nunți. Să ai un țambal la nunți e ceva extraordinar. Pentru că eu vreau să păstrez tradițiile astea care le-au dat. Acum urgi, încep cu două urgi, unul ține, unul cântă, ceea ce părerea nu numai a mea, a multora s-a cam dus tradițiile, s-au dus tradițiile noastre gorjenești. Care este pseudo-instrumentul dumneavoastră preferat și aș vrea să ne faceți și o scurtă demonstrație, dacă se poate? Pseudo-instrumentul meu preferat este sticla, care am creat eu, de să știe toată lumea. Și când, apropo, am fost la Paris și colegii mei au plecat și eu trebuia să merg la Antena 1, am fost cazat de ei și am dat bagajul pe colegii mei încoace, la școală, și n-am avut decât o genturiță mică și m-au invitat la un restaurant românesc acolo și le-am demonstrat că am cântat cu sticlă, am avut niște aplauze acolo și dimineața am mers la aeroport. De exemplu, aici acum este apă, că în clasă nu se consumă alcool. Consumă alcool și demonstrez la copii cu apă și fac un tub de nai. Deci am ajuns la o gaură, deci pe nai am ton semiton, vedeți? Da? E, la asta am ajuns să cânt o chiar 7 note, 8 note pe milimetric, să ai urechea foarte bună. De exemplu, Leliță Cârciumăreasă. Deci poți să joci, nu? Și să... Acum, aveți pseudo-instrumente care vă permit doar anumite... Anumite melodii, sigur că da, dar de ce n-a creat altul până acum, de care le-am creat eu astea? Toate le-a descoperit nimeni decât primind. V-a spus Paiu, Gheorghe Ciociu, care a murit la 90 ceva de ani. Dar a rămas eu întipărit în cap că trebuie să continui acel pai care le-a peste deal de mine, la 2 km. Și uite că am venit și am explicat-o domnul director Bratu, a fost foarte de acord, am făcut festival acolo, Gheorghe Ciociu, și s-a găsit, am cântat, eu i-am arătat la un elev, îl cheamă Cioiu Alexandru, și a luat locul întâi cu paiele. Deci e mare lucru să rămână, deci rămâne cineva. Este o satisfacție, nu? Enormă, o satisfacție pentru dumneavoastră. Sigur. Ca și satisfacția cu naiște. Am naiști la conservator, cum v-am spus, la de Răzvan, am pe un nepot de-al meu, e profesor pe toată Valea Maradiei, la Purezani, la Căpreni, la Târgu, la Logrești, la Buștuchini, e profesor de muzică și cântă cu naiul excepțional. Deci, pentru mine, așa, sunt în județul Gorj, am făcut elevi, cum e la Negomir, elev care predă fluierul și naiul acolo. Deci sunt clase care, datorită mie, că eu am făcut clasa aici, am dezvoltat și în județ. Un fel de secții mici. Sigur că da. Bine, școala are foarte multe secții, nu numai de naiști externe, de fluiere, sigur, externe, da. Pentru că le-a dezvoltat și fiind eu director ajung cu domnul Gârbaciu principal, dar văd că a dezvoltat, a venit domnul director Alexandru Bratu, a mai înființat câteva secții și asta e o mare bucurie că avem cel mai multe secții din România. Secții externe și aici, la sediu. Asta e o chestie extraordinară. Și nu doar că avem foarte multe secții, dar tinerii care vin aici să studieze merg în toată țara și chiar în străinătate și iată că duc numele Gorjului mai sigur departe. Sigur că da. Și voce, canto popular și canto muzică ușoară și instrumente și chitară și vioară și de muzică ușoară și ia cât de asta vreau neapărat să nu se piardă autenticitatea instrumentelor și tuturor secțiilor care sunt și
tradiția asta, pentru că noi am mers la Paris cu tradiție. Deci cu meșteșuguri, cu, am mers cu țesut, cu sut, cu diferite, am fost foarte, foarte bine apreciați, în special când am și cântat toți, tot taraful, împreună cu domnul director Alexandru Bratu, chiar era o mândrie pentru dânsul și pentru noi toți că Școala Populară de Artă din Târgu Jiu a fost nemaipomeniți de bine văzuți acolo și nu numai județul Gorj, pentru că am avut și toate emblemele și al școlii și al Consiliului Județean și asta e o bucurie. Acum cu Plosca, am cântat cu Plosca și cu un ciumag în semifinale, nu știu dacă m-ați văzut, să, cu Petronela. Și deci și aici la fel, am făcut o sârbă. Să vă mai spun și de un tâlv. Tâlvul cândva, bătrânii noștri, dacă vedeți acolo, scoteau vinul din butoi, nu aveau furtune și... Și acest tâlv nu este creația mea, trebuie să spun și pe asta, dar creația mea este că am făcut și eu după unul Buzner de la Vâlcea, dar am făcut și eu după el și miasă melodiile și... Acum cred că m-ați văzut și cu morcovul. M-ați văzut la toate... Cu tot ce se la face. La umor, la tot ce se vede. Acum morcovul se cântă, eu îl cânt, o să cânt, îi fac o gaură și cânt așa, exact cum cânt pe nai. Dar eu am făcut și alte minuni, că mă întrebau că de ce cu degetul ăsta, pentru că ăstea două e cu un semitor mai sus decât ăsta și nu poți să cânti melodia când și faci coloana sonoră la melodie. Exact cam cum este, de exemplu, la... Că sunt astea jucării, vedeți? Și poți să cânti și cu o siringă și cu orice, că suflet, așa, uitați. Dar cum vă vine aceste idei, efectiv? Sunt jucării, nu? Și oricare. Bine, ei ia mulți, mulți mi-au luat-o după deget și cu siringa și cu toate. De uite. Deci aici cu morcovul, vedeți? Da, da, da. Deci din jucării faci așa, tot dar, felul dar, de... Așadar, există talent, putem să cântăm la orice, la orice. Doar să ne... Sigur că da, sigur. De exemplu, la Ocarina. Ia uitați, la Ocarina, e piesa aia, melodia Ocarina, care o am eu și pe disc, care o fac în Franța, când au făcut această piesă, formația Ocarina, eu eram acolo. Și eram într-un turneu cu ansamblul Rapsozii Gorjului, făcut taraful de mine pe timpul ăla, dar s-a transformat din Rapsozii Gorjului, s-a transformat în Maria Lătărețu. Mai târziu, pentru că fetele dansatoarele, când era pe timpul acela, s-au căsătorit cu francez, a rămas fără dansatoare și a rămas cu, numai cu taraful. Apoi n-aveam dansatori, dansatorii și instrumentiști acolo sunt vârful în străinătate, în special în Franța, în toate țările. Am mers la Doina Gorjului și am mers și eu cu ei în turneu după aceea. Și vreau să vă spun la această piesă, la... Piesa aceea cu Dice Ocarina. Da. Dar noi cântăm folclor. Melodii sunt cu stacatură, cu... depinde. Dar
are 10 găuri, vedeți, toate degetele trebuie să le folosești. Acesta este morcovul de care vorbeam? Nu, e ocarina asta. Asta e ocarina, așa îi zice, ocarina, da. Morcovul este, îl am eu acolo. Mi s-a părut că este un morcov uscat și da, da, păi tratat, sunt și, să sunt, zic așa. Sunt și, morcovul am acolo în geantă, eu pot să-l fac gaură pe loc, dacă nu, vrei nu, să... Nu, nu, este necesar. Da, cred că m-ați văzut pe, da, pe toate ecranele. Aș vrea să vă întreb... Eu predau și fluier german aici. Când mergeți la concerte, la nunți, mă rog, diferite evenimente. Da, merg la nunți, vi se spune, sigur, domnul Ștefan Popescu, v-am văzut când ați cântat la nu știu ce, vreau să cântați și la noi. Sigur, păi fac demonstrații acolo. De exemplu, la dumneavoastră acum... E pentru prima dată când voi cânta ciocârlia cu această cănuță, la emisiunea asta a dumneavoastră care faceți. Și a doua oră merg marți la Prima TV. Deci, cănuța asta, toate pot să văd, dar o ajut cu aceasta. Uiteați, nu are nimic în ea, da? Și facem. Extraordinar. Cât deci, sunt de mici și ce sunete da, pot să scoată. Exact ciocălia, cum încep eu aici, vezi? Deci exact așa of, când, cum se cântă la naie, la major. Sunete. Sigur că da. Dar nu e ușor, pentru că să cânți cu o gaură, să faci ciocălia cu o gaură, e foarte greu. Trebuie să iei tu notele milimetric. Da, vezi? Deci eu mă duc aici, ia uitați-mi asta. O octavă, vedeți? Sunt 8 note aici. Elevii dumneavoastră ce spun atunci când vă... Păi de-aia vin, că avem eu cu Ciprian al meu, dacă vedeți, mi-a să uitați, sunt deja la televiziune, sunt chemați, avem 80 de elevi, aproape 80 de elevi la Nai? La Nai și la Fluier și la Caval. A venit, am din București, la Călăraș, îmi vine un profesor de istorie, îl cheamă Gilbert Iculescu, acum mergând la București, vine și el, care e o garsonieră, și fac ură cu el acolo în timpul cât până merg la emisiune. Deci e o chestie extraordinară. Am un sârb, e când nunta pe 15 iulie în Serbia, mi-a fost elev și e la doctorat acum, cântă cu fluierul, cu cavalul, cu clarinetul. Și a vrut să fiți acolo și, să, da, să merg să-i la cânt nunta, da. Și e la doctorat la Timișoara. Pe instrumente populare, pe clar. Deci ce i-am dat eu? I-am dat și o recomandare de la mine, fiind și eu terminând doctoratul. O chestie extraordinară pentru mine, când vin din Vâlcea. Din Horezu am cel puțin 6 fluierași care au trecut pe saxofoane, cântă la nunci. Eu mănc o pâine albă, nu? Din Craiova, din Severin, din Timișoara, din Călăraș, din București. Deci vin la Târgu Jiu la mine și la fiul meu să învețe și mă bucur că de aici merg la liceu de muzică, la fostul meu elev, la Mitel Pasăre, care la fel, el fiindu-mi elev, e normal să meargă să facă nai ca să... Că aici fac 3 ani, la mine, dar e o dată pe săptămână, acolo fac în fiecare zi, dacă e pe
Da, fiind specializarea. Deci asta e o bucurie că am putut să fac din elevi profesori. Pentru că mai avem doar câteva minute, aș vrea să-mi povestiți câte ceva și despre naiul din spatele dumneavoastră. Care acest nai este de bambus, dacă vedeți în nodul aici. Când mi-am terminat doctoratul, l-am avut acolo și am vrut să fac să fie cel mai mare nai din lume de bambus. Are marele zanfir, are unul nemaipomenit, dar este din lemn. Eu bambusul l-am așteptat un an jumate, 2 ani. Să iau. Spuneați la un moment dat că l-ați comandat. Da, din la Roșurion, este un oraș lângă Oceanul Atlantic, unde eu am avut concerte acolo. Și o primărie, am rămas fidel lor și am adresa și de acolo mi-a venit. Dar foarte greu să fie tuburile așa lungi și mari, pentru că, vedeți, dumneavoastră, nu se poate găuri lemnul atâta distanță, dar având nod, o iei dintr-o parte și din alta și doar străpungi nodul. Atât. Știu că spuneați la un moment dat, dacă mi-aduc bine aminte, că realizarea acestui a durat peste un an. Un an jumate. Un an și jumătate. Dar foarte greu, pentru că m-a ajutat un tâmplar să pun aceste funduri lateralele, știți? A fost o lucrare foarte până la greu. Urmă. M-a ajutat de foarte greu. Și fiul meu m-a ajutat la acordaj. La acordatul trebuie să se acordeze cu ceară de albină. Ceară de albină, uitați, de asta. Fac așa. Și am acolo, în spate, am un burgheu și un băț, unde dacă greșesc, mai scot, după aceea bat cu partea cealaltă și, ia uitați, așa, bag ceara și obțin nota respectivă. Ăsta are 3 octave, vedeți? Și 3 octave, deci, și dacă eu mai bag ceară în el, un elev, îmi cer scuze, m-a sunat că mai întârzi, mai ocrotesc, că, da, remediez. Și vedeți, noastră, naiul, vorba lui Marele Zanfir, naiul este apropiat de sufletul lui, e lui Dumnezeu. Pentru chiar că așa fusese și numit, instrumentul cuvoiat, lui Dumnezeu. Da, sigur, naiul încuvoiat e după cap, vedeți, noastră. Mai sunt naiuri, așa zice, zic mulți, dar cu o octavă, așa lungi și în America. Dar nu cu 3 octave, 4, cum el a dezvoltat. Pentru că făcând școala la Fănică Luca, a fost profesor, era de la Si. Cum este acesta? Dar având foarte, foarte, fiind foarte deștept și foarte bun și regele naiului, așa e considerat de mine și de probabil și de toți că trebuie să fie din treaba lume, așa, am mai adăugat 2 note, la și sol, și 3 octave aici, 22 de tuburi. După aceea am mai făcut semi-bas, bas, gigant el, deci a dezvoltat foarte, foarte mult naiul, dar și eu am dezvoltat pseudo-instrumentele, sunt singurul care cânt la cele mai multe pseudo-instrumente. Cu nuca, de exemplu, cum mi-a venit ideea? Fiind școala acolo lângă muzeu, sunt niște nuci. Venind la școala acum vreo 30 de ani, ciorile le doboară jos să mănânce sâmburii. Am venit la școală, am văzut o găie, mă, să vedea, să suflu. Și mi-a ieșit melodie. Deci, ca să știe și alții cum am descoperit eu și cum s-a descoperit nuca. Că mai zic că teoretic cântă cu nuca și păi da, cine a descoperit acest pseudo-instrument? Asta e treaba. Foarte important. Sau, de exemplu, eu cânt și cu unghiile sau cu un cuc. Vedeți, noastră, un cuc. Tot e creația mea, cucu. Uiteați, are singură gaură aici și face și cânt melodie. Deci, jumătate, sfertul, trebuie să ai urechea foarte bine. Iată că atunci când există talent, nu ai nevoie neapărat de un nai, poți cânta da, la și orice. Și ia unghiile și cânt la unghii.
Șane cu zurgălăi, da? Da. Deci cânti din orice, dacă că ziceau la toate televiziunile. Tilinca tot pseudo-instrument, dar sunt două felori. Ăsta cu dop, care este Oltenia, și fără dop în Moldova. Și ăsta rusul, tot așa trebuie să ai urechea. Pe Petroel am învățat-o deja la măr, la morcov, la pară, la legumele și astea. La frunză am și la, da, și, și legume. Eu făcând doctoratul cu cotutelă, adică din ce fac eu instrumentele și pseudo-instrumentele, că și instrumentele faci din lemne, nu? Din soc, din socul iau din parc, din prun, fluierele. Fluierele sunt cele mai bune din prun. De exemplu, să vă spun despre fluier. Fluier este un instrument foarte greu. Pentru că n-ai posibilități ca la saxofon sau clarinet să ai clape ajutătoare sau la flaut. Aici ai 6 găuri. Dar, vedeți, noastră, iei sferturi și jumătăți de găuri. De exemplu, mai ții minte, mai dragă Mărie. E foarte greu de... Numai să vedeți cum e... Vedeți, mea, iau jumătate de aici și jumătate de aici, la degete. Vedeți? Sau e altceva cu sacatură. Fluierul e foarte, foarte greu, dar dacă ești fluieraș, cânti după vioară, da, după vioară ești bun, orice. Deci... Am înțeles, vă mulțumim foarte mult. Timpul nu ne mai permite. Din păcate este destul de... Să rămână, am cântat și cu un ulcior, acum cu acest ulcior la Nextar. Și acest ulcior, deci... Și neavând nimic în el, vedeți? Deci... Deci... Mulți spun apă că nu știu, dar eu merg fără nimic în el, vedeți? Deci n-am nimic și cânt cu el. Mulțumim foarte mult pentru că ne-ați primit în biroul dumneavoastră și pentru că ne-ați împărtășit puțin din tainele naiului și a tuturor acestor pseudo-instrumente pe care le folosiți pentru a încânta urechile. Eu vă mulțumesc că ați venit și vreau pe această cale să știe și le mulțumesc tuturor primarilor din județul Gorj, în special pe Valea Maradiei, la... Pe de-a rândul, deci pe unde ei mi-au luat cărți și rămâne ceva întipărit ca a lui Maria Lătrețu, ca precum cartea lui Maria Lătrețu, e această carte din tulpina pomului, Cânt de dragul omului, dacă vedeți measă, sunt toate pseudo-instrumente scrise și melodiile scrise sunt și pe note. Dacă vedeți și aici, sunt și cu marele Gheorghe Zanfir și cu Dumitru Zanfira și cu toți care, ia uitați aici, care au un nume în acest au un nume, care mi-au dat Maria Lătărețu la festivaluri, care, după cum vedeți, mi-au scris un punct de vedere acolo, Gheorghe Zanfir, un punct de vedere ca pentru și recomandare. Că da, pentru că eu sunt a cincea, a șasea genă. Mama dânsului este de la Hurezan, de la Stejari. Am fost cu marele Zanfir, nu știa unde casa bunicilor. I-am găsit crucea bunicilor. Deci este o chestie extraordinară că jumătate este gorjean. Pentru mine și pe mama dânsului o chema Popescu, Vetuța. Deci vă spuse, e așa o chestie, niște legături. Deja știe dânsul. Și datorită dânsului am început eu să cânt cu naiul. De la fluier am trecut la nai. Deci pentru că era foarte, foarte căutat atunci și acum. Și pe de-a rândul Gheorghe Zanfir. Deci mergeam în străinătate și eu și confundau Bucureștiul cu Budapesta. Și ziceam Gheorghe Zanfir. Că am fost... Și atunci realizam... Da, e România. Da, da. O chestie extraordinară. O emblemă a țării. Emblemă, da. Emblema României. Pentru mine
Vă așteptăm și cu altă ocazie în cadrul emisiunii noastre, cu drag, și de ce nu să ne împărtășiți și poate într-o zi să ne prezentați sau să aduceți câțiva elevi care să ne și prezintă. Să dacă ne facă doriți, vin, vă aduc elevi sau veniți la spectacolele Școlii Populare de Artă, că întotdeauna toți directorii au fost copii în program și acest grup Jiana al Școlii Populare de Artă, și sper să fie până cât eu îi închide ochii, că rămâne fiul meu, aici mai sunt foști elevi care vor deveni profesori. Și tradiția și va tradiția, fi da, sigur, dar să fie băgați în seamă. Deci nu trebuie să piară naiul și fâr, ceea ce eu am înființat în acest județ. Bun, mulțumim. Vă mulțumim și dumneavoastră, celor care accesați site-ul nostru cultura.ro, și vă invităm și în această săptămână, duminică, de la ora 22, să accesați rubrica Cultura în Imagini pentru a viziona această emisiune. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!